Biblioteca Județeană a găzduit astăzi o nouă ediție a evenimentului Sadovenian, a devenit deja tradiție la Piatra Neamț. Invitații ai manifestării au fost astăzi Constantin Bleotu de la Radio România Cultural și profesorul universitar dr. Constantin Dram de la Iași. Tot astăzi a avut loc lansarea volumului Personajul Sadovenian, tipologie și evoluție stilistică de Constantin Bleotu. E în obicei bibliotecii ca să-l readucă în actualitate pe Sadoveanu, un Sadoveanu care trăiește în conștiința neamului precum istoria, cu smișul și coborâșul. Ne-am gândit, ne-am uitat în peisajul literar românesc și am ținut să aducem la Piatra Neamț, astăzi, două personalități, doi oameni conectați la ceea ce înseamnă Sadoveanu, doi oameni care vin cu contribuții speciale la acest moment. Dr. Constantin Cristian Bleotu a vorbit despre Mihail Sadoveanu în Arhivele Radio România. Din arhiva păstrată fac parte emisiuni cu vocea lui Sadoveanu sau emisiuni consacrate scriitorului. Publicul participant la eveniment a avut ocazia să asculte fragmente din opera lui Sadoveanu, citite chiar de el, lecturi din și despre alți autori, dar și pe criticul George Călinescu vorbind despre opera lui Sadoveanu. Pe drept cuvânt, este inestimabil acest tezaur, mai ales în încăperea cea mai de preț pe care a numit-o Fonoteca de Aur. E adevărat, e și multă scorie în depozitele cu fonograme, pentru că din cei 87 de ani cât s-a împlinit de curând Societatea Română de Radiodifuziune, fix jumătate, au fost vitregiți de regimul comunist. Mihail Sadoveanu, tocmai în această perioadă, a fost invitat la microfonul emisiunilor radiofonice. Și, ascultând acum pe îndelete tot ceea ce benzile de magnetofon au păstrat în dreptul vocii sale, putem ușor alcătui un capitol mic, dar sugestiv, din cuprinsul acestei istorii adeverinii noastre culturale, politice, morale. Tema aleasă de cel de-al doilea invitat, profesorul universitar Constantin Dram, a fost umor și înțelepciune la Mihail Sadoveanu. Fie că îi spunem umor, fie că îi spunem comic, tot spre aceeași zonă trimitem de fapt. Ideea care aș vrea de fapt să o puntez este aceea că Sadoveanu, chiar și atunci când este foarte grav, atinge una dintre liniile comicului, ca să vorbesc totuși în sensul de conceptului care este uzitat cel mai des, este acela de comic, umorul fiind o categorie a comicului până la un punct, care impune obligatoriu adevăratul comic, impune o dimensiune și filozofică. Sadoveanu a simțit foarte puternic această dimensiune filozofică a comicului și el a integrat-o pe câteva paliere, nu o să intrăm în analiză stilistică, pentru că într-o asemenea tip de conferință, iarăși zic eu că nu e cazul, dar îmi permit totuși să spun că este vorba în principal de lexic, este vorba de selectarea unui anumit tip de lexic pe care Sadoveanu, care avea o ureche și un organ foarte puternic pentru interpretare filologică, el a avut și niște conferințe pe teme de filologie de-a lungul vieții sale, în aceste conferințe Sadoveanu, de fapt, explica ceea ce făcea el în operele sale, fiind atent la sonorități și mai cu seamă la modalități de interpretare a anumitor fapte de limbă. Evenimentul a fost prilejuit de sărbătorirea pe 5 noiembrie a 135 de ani de la nașterea scriitorului.